Bună ziua, sunt Eduard Pastia și voi invila doar o cifră să-ți mai spun. Haideți să începem cu știrile zilei. Evident, ce s-a întâmplat astăzi la Institutul Cantacuzino. Asta ține capul de afiș, evident, în opinia mea. Pentru că, nu-i așa, s-au împlinit 100 de ani de la înființarea Institutului. Acum nu știu dacă putem să spunem 100 de ani de existență a Institutului. Cred că sunt doar vreo 85. Da, haideți să auzim declarațiile pe care președintele Klaus Iohannis le-a făcut acolo. Onorăm astăzi activitatea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, care la 100 de ani de la înființare rămâne un înalt reper al cercetării medicale românești. Este un moment de bilanț, de rememorarea istoriei. Este o invitație la a discuta cu responsabilitate despre prezent, dar este și un moment pentru a privi cu încredere în viitor. Rolul Institutului Cantacuzino este, în această perioadă, unul fundamental. Și sunt impresionat de eforturile extraordinare, de dăruirea pe care atât echipa managerială cât și personalul de aici le manifestă în aceste luni grele ale pandemiei și în susținerea campaniei de vaccinare. În semn de recunoaștere a valorii colectivului dumneavoastră de specialiști de elită ai medicinii românești și a contribuției Institutului Cantacuzino la dezvoltarea cercetării științifice medicale, astăzi, la aniversarea 100 de ani de la înființare, am decorat această prestigioasă instituție cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de mare ofițer. Vă felicit și transmit întregului personal urări de sănătate și putere de muncă alături de întreaga mea considerație. La mulți ani! Bine, adevărul e că dacă e să fim cârcotași, am putea spune că a fost o instituție zdravă în Cantacuzino. Le-a luat 100 de ani să o facă praf. Trecem la următoarea știre. Ministerul Transporturilor a anunțat că va continua acțiunile penale potriva sindicatului de la metrou. Cătălin Drulă spune că somația pentru comercianți expiră pe data de 2 aprilie, iar după această dată vor începe evacuarea și demolarea spațiilor. Ministrul Transporturilor anunță că demersurile penale împotriva USLM vor continua. Peste 2,8 milioane de lei ar putea datora sindicatul condus de Ion Rădoi pentru greva care a blocat vinerea trecută sute de mii de bucureșteni. Și acțiunile penale, cele care au fost depuse la DNA și DICOT, continuă cursul acestor acțiuni. Nu negociem legea și în acest context s-a lucrat zilele trecute și mulțumesc și colegilor de la celelalte ministere, de la Ministerul de Interne. Poliția a identificat 350 dintre participanții care au participat la blocarea metroului. Metrorex va depune o acțiune la Tribunalul București pentru despăgubirea Metrorex de către sindicat pentru pagubele de peste 2,8 milioane de lei cauzate în acea zi în care metroul nu a putut circula. Ca să fie foarte clar, acțiunea de despăgubire este îndreptată împotriva sindicatului USLM. Pe românește vom cere banii de la Rădoi și de la sindicatul pe care îl conduce. Chiar ei au semnat într-un proces verbal că acțiunea de vinere a fost o oprire voluntară a lucrului. 2 aprilie este data limită când Cătălin Drulă a anunțat că toate spațiile comerciale vor fi eliberate. Legat de spațiile comerciale, că de fapt se pare că de acolo a pornit acest așezis conflict de muncă, din notificările care au fost trimise joi pentru eliberarea acestor spații care se află pe domeniul public fără acte, există o somație care expiră în data de 2 aprilie, după care mergem înainte cu căile legale, cu evacuare, cu demolarea acelor spații care nu au forme sau celelalte măsuri prevăzute de lege. Potrivit ministrului, pentru Metrorex există doar 3 scenarii. Fie se vor renegocia salariile, fie se va ajunge la disponibilizări, iar cea de-a treia variantă este insolvența, punct în care se vor aplica și reduceri salariale și disponibilizări. 41 de miliarde de euro, spune guvernul. Comisia Europeană spune doar 30.
Bine, dacă e să ne luăm și după președintele Klaus Iohannis, suma e de 80 de miliarde. Ați ghicit, este vorba de Planul Național de Reziliență și Relansare. Pardon, redresare. Guvernul a aprobat miercuri o ordonanță de urgență care o completează pe cea cu numărul 155 din 2020, privind anumite măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență. În nota de fundamentare a actului normativ se precizează înlocuirea termenului de relansare cu cel de redresare, iar acest demers are ca scop alinierea cu regulamentul Uniunii Europene de instituire al mecanismului de redresare și reziliență. România ar putea beneficia de 41 de miliarde de euro, despre care premierul a declarat pe data de 19 martie că vor fi folosiți pe 6 piloni investiționali. Potrivit actului normativ, aceștia sunt tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, coeziunea socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și instituțională și politici pentru generațiile următoare. Alocăm resurse importante, infrastructură, rutieră și feroviară, da, și autostrăzi, vrem să facem prin acest program. Bineînțeles, rețeaua de gaze, vrem să construim spitale noi, suntem foarte clar în acest program, și bineînțeles și măsuri sociale. Deci acordăm o importanță tuturor priorităților, o reformă de care România avea nevoie și reformele costă și avem această finanțare, o șansă pe care nu o putem rata. După elaborarea PNRR, acesta va fi trimis pentru analiză Comisiei Europene, care va decide dacă acesta este sau nu eligibil pentru finanțare. Termenul limită la care România va trebui să trimită proiectul este 30 aprilie 2021. Coadă imensă astăzi la Policlinica Titan. Sute de oameni s-au așezat în fața intrării încă de la primele ore ale dimineții să poată beneficia de analize de laborator gratuite. Nevoiți să aștepte cu orele, oamenii și-au arătat nemulțumirea. Însă, asta este România, țara în care te poți îmbolnăvi doar în primele zile ale lunii. După aceea, se termină bani. Prima zi a lunii aprilie a adus ore în șir de stat în picioare la o coadă imensă pentru sute de oameni care au mers să își facă analize gratuite prin Casa de Sănătate. Seniorii s-au așezat la rând încă de la primele ore ale dimineții pentru ca nu cumva să se termine fondurile și să fie nevoiți să aștepte până luna viitoare. Stăm la coadă și pierdem timpul pe aici, nu suntem sănătoși, că am fost nevoiți să venim să facem analize, că sunt foarte bolnavi. Sunt foarte bolnavi și analizele astea îmi trebuiesc urgent. Și ce o fi mâine? Mai are fonduri? Nu mai are fonduri? Nu mai sunt fonduri, doamne, decât luna viitoare atât. Și așa se amână din lună în lună, ajung să face toamna. Fondurile astea trebuie să se împartă pe policlinici ca să poată să nu stea oamenii la coadă. Sunt oameni bolnavi, oameni care mor aici la coadă. Se poate așa ceva? Asta e bătaie de joc. Coada formată s-a întins pe sute de metri încă de la intrarea în Policlinica Titan. Aici sunt alocate fondurile pentru analize medicale lună de lună, iar oamenii cu trimiteri de la medicul de familie, chiar și bătrânii de peste 80 de ani, sunt nevoiți să stea la cozi infernale pentru că nu se pot face programări. Mulți dintre ei s-au trezit cu noaptea în cap și au venit din diverse locuri cu speranța că vor prinde un loc la analizele de laborator gratuite. Dumneavoastră mai puteți să stați aici? Plata de la 4 am băiatul ăsta bolnav, are handicap și eu nu pot să-l mai aduc mereu aici, că îi se face rău în mașină, nemâncat, n-a luat buline, mi-e frică că nu mai pot să ajung cu el până acasă. Credeți că o să intrați azi? Dacă apuc să intru. Nu cred. Stă lumea de azi dimineață, este imposibil. Pe întâi toată lumea a venit, care are nevoie să-și fac analize. Reprezentanții clinicii au încercat să dea și o explicație pentru situația creată. Aceste aglomerări în general se întâmplă la începutul fiecărei luni. De trei luni ne confruntăm cu această problemă în ultima perioadă, probabil și datorită pandemiei și datorită faptului că pacienții nu au venit la perioadă. În primele zile ale fiecărei luni sunt repartizați bani de la Casa Națională de Sănătate pentru decontarea investigațiilor medicale. Sumele nu sunt mari, astfel că cei care au nevoie se îmbulzesc să beneficieze de analize compensate. Unele laboratoare medicale fac liste de așteptare cu pacienții în speranța că bugetele alocate lunar vor fi suplimentate la jumătatea lunii.
A venit primăvara, dar modelul Spring de la Dacia încă nu. Cu toate acestea, patronii francezi pare că au dat din nou lovitura. A 17 ani după lansarea Logan, au încasat deja 600.000 de euro fără să vândă nici măcar o singură mașină electrică. Asta înseamnă să fii comerciant. S-au făcut mii de programări pe o platformă online care funcționează exact la fel ca platforma de vaccinare. Dincolo de controverse, Dacia Spring, prima mașină electrică românească proiectată de francezi și produsă în China, a rupt pur și simplu piața românească. Nici măcar nu mai contează că la momentul lansării, platforma online de precomenzi a producătorului a cedat din cauza celor câteva mii de pasionați. Interesul major din partea publicului din România pentru primul model electric Dacia a dus la blocarea temporară a platformei. La ora 14, în momentul deschiderii platformei, erau conectați simultan peste 6.000 de utilizatori, declara la acel moment conducerea Dacia. Fiecare dintre aceștia a plătit câte 100 de euro pentru a obține un loc în față pe listă, adică un total de cel puțin 600.000 de euro. Se pare că Dacia reușește încă o dată să acapareze piața românească datorită principiului low cost, de această dată low cost electric. După ce au inundat piața cu modelul Logan, acum vor face la fel și cu noul Dacia Spring. Un român care accesează programul Rabla Plus poate ajunge să achiziționeze noul Spring cu mai puțin de 10.000 de euro. Bine, nu este un model nou, proiectat special pentru Europa. Mașina, de fapt, este trasă printr-un șablon de la modelul electric chinezesc Renault City Case. Cu alte cuvinte, copiem de la copiatori. În 2020, fiind și cel mai bun an în privința înmatriculărilor de mașini verzi, au fost înregistrate în total 5.400 de mașini. În acest număr sunt incluse și cele hibrid. La o comparație rapidă, Dacia a reușit în doar câteva săptămâni să înregistreze precomenzi care depășesc numărul total de înmatriculări verzi de anul trecut. Ceva este clar însă, Dacia a văzut cum a făcut retailerul Altex atunci când a oferit șansa oamenilor să facă precomenzi pentru consola PS5, mult peste stocul pe care l-ar fi putut obține de la Sony. Astfel, Dacia a lăsat liber la precomenzi, iar oamenii au rezervat de 5-6 ori mai multe mașini decât poate produce Dacia într-un singur an pentru România. În spațiul public au apărut informații pe surse în care se prezenta situația neagră în privința rezervărilor pentru automobilul electric. Potrivit informațiilor, din toate cele câteva mii de precomenzi în luna septembrie, vor fi livrate numai 700 de mașini, iar restul până la sfârșitul anului 2021 sau în prima parte a lui 2022. Informația a fost digerată rapid de opinia publică pentru că, așa cum suntem obișnuiți, orice minune românească durează 3 zile. În urma celor vehiculate în presă, directorul Dacia a ținut să ofere câteva lămuriri în acest sens. Nicio variantă care se vehiculează pe piață cu privire la cota de mașini Spring alocată României nu e falsă sau adevărată, sunt pure speculații. Pot confirma cu certitudine că niciuna dintre valorile enunțate, 700, 900, 1000, nu e cea reală, e o situație în dinamică. Sigur că nimic nu este sigur în țara noastră, iar singurii afectați vor fi, desigur, tot românii. În clipul de lansare, Dacia Spring pare a fi mașina perfectă raport calitate-preț pentru România, însă pe stradă există o mică, la propriu mică, problemă. Imaginea arată o Dacia Spring în realitate în comparație cu un Renault Zoe. Cei mai afectați de intrarea pe piață a noului Spring s-ar putea să fie producătorii de trotinete electrice, pentru că au cam aceleași performanțe, însă Dacia are și caroserie. În testele făcute de specialiștii străini, mașina se descurcă bine în mediul urban. Dacia Spring dispune de un motor electric de 33 kW, 45 cai putere, autonomie circa 200 km, viteză maximă de 125 km pe oră sau 100 de km pe oră în modul eco și alimentarea se face atât la o priză casnică de 220 V, cât și la stațiile de încărcare. Cu alte cuvinte, mașina este ieftină, dar nu prea, și este bună, dar să nu te bazezi pe ea, pentru că poate face exact atât cât costă. Da, dincolo de glumele noastre nevinovate la adresa Daciei Spring, suntem încântați, sau mă rog, din nou surprinși, plăcut de inventivitatea celor de la Renault. Clar, cu acest concept de low cost electric, o să spargă toate recordurile de vânzări. Da, o să vedem ce se va întâmpla. Noi o să revenim la subiectele noastre, pentru că până acum
până acum am prezentat așa, am trecut în revistă ce ne-a interesat foarte tare în ultimele 24 de ore. Și chiar dacă nu am astăzi o cifră preferată, am o ordonanță preferată, cea prin care se modifică denumirea Planului Național de Reziliență și Relansare. Adică nu vom mai avea relansare, ci redresare. Noi am mai spus asta aici, la Metropola TV, că s-a tradus greșit. Oricum, mai este puțin și trebuie ca acest plan să fie aprobat de Bruxelles. Fix 30 de zile mai sunt, iată și cifra până la urmă, 30 de zile pentru 30 de miliarde. Evident, nu mai repet ce am zis la început, 41 spune guvernul, 80 spunea Iohannis, să fie 20 și o să fim mulțumiți. Sigur, poate ar trebui scos din acest plan, din PNRR, gândurile cu autostrăzile, că nu sunt eligibile. Dar să vedem mâine, poimine, ce iese. Invitatul meu de astăzi este Cora Muntean, jurnalist. Bună seara, bine ai revenit la Metropola TV. Mulțumesc, bună seara, bine v-am regăsit. Cora, haideți să începem cu Cantacuzino. E un subiect care ne-a preocupat de foarte mulți ani. Din 2014 acolo, în afară de suplimente alimentare, nu se mai produce nimic. Da, până când la urmă s-a ratat, când s-a ratat producerea vaccinului antigripal, când, iată, eu am făcut astăzi o cercetare ca să văd ce, că mi-am amintit de acea fază, ca la toate subiectele importante, acea ministrul liberal de atunci al sănătății, Eugen Nicolaescu, spunea că a alertat SRI pentru că a fost o lovitură cu cele 400.000 de doze care au fost infectate, sau, adică s-au pierdut 10 milioane de lei pentru că unii s-au jucat cu o idee, cu nu știu ce, nu știm ce a fost, pentru că nu s-a dus. Băsescu a convocat CSAT-ul, a convocat pe toată lumea, ministrul a anunțat SRI-ul, adică toată lumea s-a mobilizat ca astăzi, după cât timp, după 2014, 7 ani, noi nu știm nimic ce s-a întâmplat cu 400.000 de doze de vaccin antigripal și cu 10 milioane de lei. Bine, deci, nu știm ce s-a întâmplat cu institutul în sine până la urmă, că habar n-avem care va fi evoluția. A spus astăzi acolo că am putea totuși începe demersurile pentru vaccin antigripal, antitetanos și încă ceva. Dar de ce n-am început, măcar dacă nu vaccin anti-COVID, măcar o cercetare, să vedem, adică eu știu că există specialiști, există specialiști buni acolo, care chiar au cercetat noul coron. Da, da, eu chiar am discutat cu unul care, într-adevăr, pe anul trecut, în nu știu ce perioadă, când toată lumea spunea că se găsește bleacul, că nu știu ce, m-am întâlnit cu omul și mi-a spus, dom'le, nu, noi nu l-am stabilizat, nu reușim, îl punem în lamelă, se divide, vorbesc de virus, de noul coronavirus, așa. Mai sunt, da, dar au făcut tot anul trecut, dacă ne amintim, și eu nu mai pot cu ceremoniile astea de ducem armată, ducem, ne punem mâna pe inimă, nu ne punem, că astăzi principala știre a fost de ce nu și-a pus Câțu mâna pe inimă. Ei, nu și-a pus, că oricum... Te-ai bătea prea tare și... Oricum unii sunt caragioși și nu-i prinde. Adică chestia asta, gestul ăsta trebuie să fie Da, simțit. E natural, trebuie să fie. Da, să deci vină, dacă ești ca lemnul că... și ți-arunci mâna așa cum mai sunt unii. Deci da, eu, dacă ne amintim, anul trecut tot așa s-au dus, era Orban în premier, tot așa s-au dus cu un supliment alimentar, dar care era, nu știu ce era, că era bun, nici nu mai știu ce era, pentru că un prieten m-a rugat să mă interesez de unde se poate cumpăra, pentru că dacă ne amintim bine, atunci s-a făcut un mare tantam, iarăși ceremonie, iarăși păzit toată lumea, iarăși alergat ziariști în toate părțile ca să-i prindă la o declarație. Bine, nu despre acel produs, că ăla nu ne prea interesează. Oricum n-a mai apărut. Nu, s-a făcut doar câteva, deci să ne spunem, dom'le, s-a făcut, este bun, nu este bun, am încercat, că chestiile astea doar, bine, sigur, e foarte, foarte frumos că s-a marcat momentul că să sărbătorim 100 de ani.
Dar bietul domn Cantacuzinos se răsucește când vede ce am făcut noi din toată lucrarea, din toată strădania lui, că oamenii ăia chiar pe vremuri, fără atât de multe, fără atât de multă tehnologie, chiar au făcut ceva. Chiar au făcut. Și noi ce am făcut? N-am făcut, eventual, să zică mersi, dacă o să fim depozitari de doze de vaccin, cum s-a spus, pentru că iarăși am fost foarte mândri că vai, noi vom depozita vaccinul din toată Europa. De parcă mare mândrie, ca și cum ar veni cineva și ar spune, e, uite, la tine acasă vin și îmi pun eu toate lucrurile că să nu stea la mine. Și eu, vai de mine ce onorată mă simt eu că, că îmi depozitez mie. Deci de ce n-am făcut noi? Măcar... Poate era, nu știu dacă era o prostie, că nici mă pot pronunța, nici unul dintre noi. Dar iată că cei de la Timișoara, de la Oncogen, spun că nemții au început lucrarea. Adică măcar cât de cât să fi făcut noi ceva. Ungurii au spus că... am spus la data trecută când am fost la emisiune, că ungurii au făcut un medicament pentru COVID. Noi puteam măcar să începem, poate era bine, poate ne finanța Uniunea Europeană, nu știu care e. Dar noi, nu, doar o ceremonie fastuoasă să evocăm memoria, adică mă mir că nu le-a fost rușine tuturor oficialilor care au fost acolo, pentru că s-au dus să se dea mari într-o ruină. Păi uite, îți propun să vedem un material despre... cum cercetăm noi și, atenție, nu este vina cadrelor medicale, de exemplu, sau experților în sănătate. Dar la noi parcă totul merge după dictonul nu întrebați, doar ascultați. Pentru că asta este reacția autorităților când oamenii cer explicații pentru deciziile din timpul pandemiei. În astfel de vremuri, autoritățile afirmă cu lejeritate că prioritatea cercetătorilor români nu este aceea de a afla cum se răspândește coronavirusul în comunitățile locale. Deci, după gândirea celor care ne conduc, cetățenii trebuie să se supună restricțiilor fără să mai pună niciun fel de întrebare. România își scoate în față specialiștii de fiecare dată când trebuie luată o decizie de natură medicală. Sfaturile acestora sunt în mare parte incontestabile, dar totuși, de cele mai multe ori, autoritățile doar îi citează, în loc să-i lase pe ei să-și susțină cu argumente declarațiile. Din această cauză, evident, avem acest fenomen de neîncredere a populației în autorități. În ultimele zile asistăm la proteste organizate în mai multe localități din țară. Manifestanții scandează împotriva purtării măștii, cât și împotriva restricțiilor de liberă circulație. Cauza principală a acestor proteste este, de fapt, lipsa de comunicare a guvernanților. Oamenii din stradă, cât și o bună parte din cei de acasă, acuză lipsa de explicații. Metropola TV a făcut un demers cu scopul de a afla ce studiu românesc determină modul în care se răspândește virusul SARS-CoV-2 în comunitățile românești. În acest sens, l-am întrebat chiar pe cel care este imaginea campaniei de vaccinare. Nu știu un astfel de studiu. Ceea ce s-a concluzionat până la acest moment sunt datele disponibile la nivel internațional. Până la urmă, comportamentul populației este similar de la o țară la alta, existând sigur mici diferențe care țin de cultura fiecărei țări, însă calea de transmitere primordială rămâne cea respiratorie prin picături de secreții respiratorii. Nimic nou sub soare, deci înghițim studiile străine fără să mai punem la îndoială sau măcar să analizăm dacă se potrivesc pentru noi. Sigur, nu avem o analiză proprie a tiparului de răspândire a virusului, nici nu știm, pe baza unor analize clare, care sunt activitățile cu risc crescut pentru comunitățile românești, dar măcar avem un colonel care știe să ia la mișto întrebările de interes public. Nu am fi putut, nu avem specialiști care ar fi putut întocmi un astfel de studiu. Ca să demonstrăm secretul lui Polișinel, nu știu dacă acest obiectiv face parte din prioritatea cercetătorilor la acest moment, având în vedere că se cunosc aceste căi de transmitere. Nu cred sau nu estimăm sau nu anticipăm că în România calea de transmitere este diferită față de ce se întâmplă la nivel global. Sigur, prioritatea cercetătorilor români nu este pandemia mondială. Poate ai noștri încă sunt în 2009 și cercetează gripa porcină. Cu toate că secretul este cunoscut, după cum afirmă Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare ține să ofere în continuare răspunsuri neclare.
Iar dincolo de toate acestea, la noi cercetarea este un fel de nei ca nimeni. Nici o instituție, nici statul la nivel central nu încurajează și nu finanțează studiile, analizele de orice fel ar fi ele. Și dacă tot ne referim în această perioadă la cercetarea medicală, știați că există în România un institut de virusologie? Site-ul acestuia, tehnic vorbind, pare a fi lovit în plin de varianta virtuală a SARS-CoV-2. Abia mișcă și arată oribil. Evident, nu găsești niciun studiu propriu referitor la COVID-19. Foarte puține informații relevante pentru publicul larg pot fi găsite pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. În general sunt citate articole din străinătate. Dacă sunteți tentați să intrați pe pagina Institutului Cantacuzino, o faceți pe nervii dumneavoastră. Nu prea funcționează pagina web și oricum nu găsiți mare lucru. Poate la capitolul cercetare științifică să vă intereseze un proiect despre evaluarea unui model microbiologic și epidemiologic de screening al apelor reziduale care să servească sistemului de sănătate publică pentru documentarea unor proceduri naționale de monitorizare a circulației SARS-CoV-2 în mediu. Sigur, un studiu aflat la început, dar fără nicio garanție că va fi continuat. Astfel, tot ce le rămâne cetățenilor este să înghită pe nerăsuflate măsuri restrictive fără a li se pune la dispoziție date, analize ori studii care să le întărească justeția sacrificiilor. Și vă mai dau un exemplu apropo de modul în care se răspândește SARS-CoV-2 la noi în România, apropo de obiceiurile locale. Nu știu, vârstnicii se duc la terase dimineață? Nu. Deci Timișoara a intrat cu 7, în carantină și a ieșit cu 9. Ne explică și nouă cineva? Polișinel poate să ne explice. E păcat și noi știm că există astfel de oameni în România care pot face astfel de studii. Însă nimeni nu îi încurajează, nimeni nu le dă bani pentru asta. Oricum, noroc în România cu o companie privată, nu pot să-i spun numele la televizor, că noi am fi aflat în august anul acesta că există varianta britanică a virusului aici. Deci la noi tot era bun și frumos, adică întreba, dom'le, vine noua tulpină, păi sunt declarații din ianuarie, și vine, adică, și domnul Gheorghiță să tacă, adică el care este un automat de rostit vorbe și de citit niște cifre, să tacă. Cum adică facem ca alții? Deci asta a fost politica și toată strategia lor în această pandemie a fost facem ca alții. Deci n-am nimic să vezi, bine, ca alții în rău, adică nu nici de cum ca alții în bine, că ori mai fi și alții care fac bine, care fac cercetări, iată, pentru că degeaba spune că toată lumea știe chestia asta, nu știe până la ora asta, nu știe. S-a stabilit că nu se ia de pe suprafețe? Atunci de ce ne mai dezinfectăm? S-a stabilit că se ia doar prin aer? Că nu, adică nu poate. Degeaba a plecat domnul Cercel și cu aia care spuneau că ne sar covizii în cap din tufe și din copaci, că trebuie totuși să trecem de miștoul ăsta făcut inclusiv de domnul colonel și să ni se spună concret. Adică și acele... Pe ce se bazează? Exact, și acele institute sau ce sunt care ar putea să facă cercetări, chiar puteau să facă în toată perioada asta, că bănuiesc că n-au făcut nimic. Nu au fost cocoșați de altă activitate, pentru că n-au făcut. Păi și Institutul Național de Virusologie, l-am găsit întâmplător, cui mire, nu știam că există așa ceva în România. Bănuiesc că nu-i întreabă nimeni nimic pe oamenii care lucrează acolo, bănuiesc că ori fi virusologi. Eu rar am văzut un virusolog la televizor explicându-mi ceva. N-are loc de restul dinozaurilor. Da, n-are de deci, cei care vor să se... Institutul Național de Virusologie nu afli nimic de pe pagina lui de net. Cred că nu li se dau bani decât de salarii sau vreo indemnizație, ceva. Lucrurile au deraiat. De-aia sunt furioși și zicem, nu că sunt ăia proști, analfabet funcțional și, mă rog, cine pot cum iau. Și... cum iau. Nu, sunt și oameni care s-au săturat. Dar eu nu mai înțeleg absolut nimic din măsurile pe care le iau. Inclusiv chestia asta cu închiderea magazinului. Deci, e atât de logică vorba domnului colonel cu secretul lui Polișinel, e atât de logică dacă restrânge activitatea, același număr de oameni se vor duce în magazin și se vor infecta, da?
Nu, în loc să zică, domnule, dacă aveți posibilitatea, lăsați deschis toată noaptea sau să rare fiem, să fie cât mai rar. Deci, iau niște măsuri pe care nu le înțelege nimeni, care par așa a făcut și Franța. Da, sigur că da, la Franța nu a funcționat, da? Deci, zicem că așa fac și alții, da? Chestia asta cu așa fac și alții este deja o politică de hă-hă. Adică nu suntem în stare să luăm noi. Poate, eu chiar cred chestia asta, că o fi vreun deștept care nu este văzut și care nu, pe care oricum dacă ar apărea, l-am spulbera într-o clipă, adică l-am defăima, l-am face în toate felurile. Nu știu dacă ar fi un cercetător adevărat, un om care asta a făcut toată viața, cu experiență, nu cred că lumea ar respinge. E, depinde, că cercetătorii ăștia știi cum sunt. Mai sunt ca Einstein, cu părul vâlvoi, cu nebuniile lor, glumesc acum așa. Da, am înțeles. Dar nu vezi, apar, deci trebuie să apară îngrijiți și metrosexuali, precum domnul Gheorghiță, ca să fie credibil. Că nici n-am auzit declarația asta, dar chiar m-am enervat. Adică el este pus acolo și el ar trebui să știe că orice este, că nicio întrebare. Noi așa am învățat la cursurile noastre de jurnalism, că nicio întrebare nu este, bine, întrebări decente și așa, dar nicio întrebare nu este neavenită, adică poți să afli orice dintr-o întrebare. Și el se apucă să facă mișto, că era grăbit la coafor sau la manipedi. Ce s-a întâmplat? Da, mai dau un exemplu. Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, spunea ieri că a fost descoperită varianta braziliană, parcă, prin România și... De la cineva care nici n-a călătorit. Că, de fapt, vorbim de o nouă tulpină. Exact așa s-a exprimat. Ce să înțelegem noi în lipsa unor opinii avizate în spațiul public că vaccinul, de fapt, e făcut pentru altă tulpină și că nu mai are rost să ne vaccinăm? Bine, și asta cu alt... Asta e... Nu mai știi ce să crezi, pur și simplu. Nu, a mai fost o discuție pe chestia cu tulpinile, au spus nu mai știu ce specialiști din Marea Britanie, parcă că nu este corect să se vorbească despre tulpini, este niște variante, mutații, dar pentru că tulpina înseamnă cu totul altceva, că de-aia probabil și nici nu spun că vaccinul nu mai este bun, pentru că vaccinul este pentru acest tip de coronavirus, doar că are niște mutații care probabil le inactivează virus. Că altfel, dacă ar fi vorba de tulpini, adio, înseamnă că vaccinul nu este bun. Dacă domnul Voiculescu, da, domnul Voiculescu, bine, și el răspunde la mișto și el face, adică ăștia sunt vedete, deci vedete de nici măcar de Hollywood, nu putem să spunem, sunt niște vedete locale promiscue, care se lansează și ca vedete, zic, nu ca... Așa, și ei nu știu cum să se dea în stambă ca să pară ei de neînlocuit, să pară că acolo... Și, nu, la conferința de ieri a lui Voiculescu, și eu n-am văzut așa ceva, chicotea, se hârjonea cu reporterii, adică chestiile, răspund, da, nu răspund, da, nu știu ce. Deci asta este o chestie, criza pe care o traversăm noi, este o chestie foarte gravă, toți ar trebui să fie nu neapărat solemn, dar să dea adevărata importanță, ca să nu mai zicem de ceea ce fac ei cu măștile, fără măștile. Știți cât a fost amendată Raluca Turcan? Cu 500 de lei. Deci e bătaie de joc. Când tu, dacă te duci pe stradă și dacă polițistului nu-i place mutra ta, el te poate amenda și cu cât, cu suma maximă, cu 3.000 sau cu cât. Și Raluca Turcan, pentru că este simpatică, pentru că este ministru, a fost pentru că are bani și plus că a recidivat, că dacă ne amintim de escapadele din cabinetul premierului de atunci, Ludovic Orban, tot așa era, adică nu poți tu să vii. Ei sunt niște ludici, pentru ei totul este wow, de-aia și Voiculescu așa și vorbește și nu poți să pui bază pe ce. Eu nu am încredere în ceea ce zic, plus că nu comunică și mai e partea cealaltă,
ăștia sunt ăia jucăuși, ăștia sunt clovnii, dar e partea cealaltă, sunt ăștia cioclii apocaliptici, da? Ăștia cu Arafat, cu Musta, cu Mahler, cu ăia care vin și ne spun, e moarte, vedem moarte, o să muriți cu toți, o să murim cu toți, o să muriți cu toți, că îi scap. Așa, cimitire, nu știu ce. Dom'le, nu puteți găsi o cale de mine, nu puteți găsi niște oameni sănătoși la cap, care să aibă și niște studii psihosociale. Bine, după un an de pandemie e cam greu să mai fie cineva sănătos. Exact, da. Dar bine, vieții oameni poate încearcă să atragă atenția asupra unei situații dezastruoase. Însă, repet, dar noi nu o să știm Edi, niciodată. Cum să atragi, deci prin cele două forme, nu poți să vii, cum ai zis, să facă niște studii, să ne spună, uite, domnule, se facă, uite, în sectorul 1, da? Unii, ca pe un eșantion restrâns, să zicem, domnule, uite ce am constatat, că în cutare, că la magazine, în plus, nimeni nu s-a îmbolnăvit, vin la magazine, închid magazinele, nu există niciun caz, sau, pentru că nu s-au făcut studii, să fi îmbolnăvit la magazine. Am întrebat la un supermarket câte îmbolnăviri au avut, chiar în urmă cu două săptămâni, și au avut supermarket mare din București, au avut două îmbolnăviri într-un an. Deci, da. Dar nu știu dacă asta este tendința. Poate alt magazin a avut 100. Habar n-am. Apropo, dacă nu avem niciun studiu, nu o să știm niciodată. Dar nu știm nimic, tocmai asta e. Că nu știm ce știu alții. Până și în... Nu putem nici măcar după bulgar să ne luăm, pentru că ei au alt specific, altă... Nu putem. Dom'le, luăm studiile... Apropo, pe Gheorghiță... Că m-am enervat pe Gheorghiță... L-am întrebat nu știu ce, dom'le, de noi... Dacă luăm vaccinuri din, cum iau alții, da, și Germania și-a arătat interesul față de Sputnik și față de vaccinul din China, noi luăm, așa, a luat un aer pios, cum este el și grav, așa, și a oftat odată adânc și a zis, nu știu, cum vrea Uniunea Europeană, Comisia Europeană? Deci, dom'le, atunci lasă-mă pe mine în locul tău, că pot și eu să vorbesc, da, și să iau o căruță de bani, și poate mă exprim mai bine, că deja ei au reușit să enerveze pe toată lumea. Poate aduci și niște vaccinuri în plus. Exact, da. Deci nu poți numai să pui placa cum vrea Uniunea Europeană, cum zic specialiștii europeni, cum... Dar tu, părerea ta, care este? Că tu de ce stai acolo? Da. Bun, acum o să vedem ce se va întâmpla. Sigur că respectăm regulile, nu îndemnăm pe nimeni să facă altfel. Sigur că nu este deloc în regulă să fluieri personalul medical și să-i arunci vorbe urâte, însă poate în ultimul ceas se gândește ai noștri guvernanți că am avea nevoie de mai multă comunicare, că am avea nevoie de ceva analize, hai să nu le spunem studii, cifre, să ni se dea și nouă o bază, o fundamentare corectă și logică asupra ceea ce urmează să avem parte. Scuze, da. Doar un moment, eu nu vorbeam de personalul medical, am toată considerația și așa. Da, presupun că și ei ar vrea un studiu, o analiză. Poate ar putea mult să facă, dar dacă nu se pune la dispoziție infrastructură, finanțare... Și dacă e toată ziua ai hămălești... Sau nu le cere nimeni exact, nimic. Exact, da, da. Adică, dacă ar mai avea inițiative de astea, s-ar putea să o și încurce. Ce vă apucă pe voi să faceți voi studii? Acolo, da. Noi le luăm de la Comisia Europeană. Cum vin alea, așa suntem și noi. Bine, mă gândesc să le traducă bine, nu ca... Exact, asta am vrut să, da, da. Sau, nu, redresare. Redresare, da. Dar asta, cum ți se pare? Crezi că o să atrage... Dar nu este vorba, dar asta e o greșeală, toate cifrele sunt eronate, pentru că bani din granturi sunt 14 miliarde și nu știu câte milioane de euro. 13,8. Exact, restul până la 30 sunt împrumuturi. Da, deci împrumuturile poți să le faci, să nu le faci, adică, mă rog, așa... Plus, cum ziceai tu, nu, degeaba vorbește avioane Câțu că facem autostrăzi. Ăștia nu ies din capcana autostrăzilor. Deci ei încă sunt, că toată vara acum umbla cu planșe și să facă autostrăzi și așa, ei încă în cap au numai autostrăzi. Dom'le, nu se finanțează.
În afară de asta, când au constatat că proiectul făcut de Orban, trimis în noiembrie la Bruxelles, Austria de la Bruxelles, că e o porcărie și că să luați înapoi, că ăștia n-au înțeles absolut nimic și nici nu s-au consultat. Uite, aici cunosc un specialist care le-a trimis scrisoare, un fost deputat care le-a trimis scrisoare și le-a spus, uite, asta trebuie să faceți, om care se pricepe în green deal, în toate astea. Nu, ei au făcut după capul lor. Au pus autostrăzi, multe autostrăzi, să fie autostrăzi. Normal, Comisia Europeană a zis, luați-vă autostrăzile înapoi, că nu mai facem autostrăzi, adică finanțați-le din altceva. A venit Barna cu Ghinea, care sunt mari specialiști în fonduri europene. Am văzut la domnul Barna, da, am văzut. Dar domnul Barna chiar se pricepe, da, a zis că sunt și fraude, e normal să fie. Asta e Ghinea. Deci, nu, e omul bun pus unde trebuie. Domnul Ghinea la fel, n-a reușit în mandatul trecut să aducă un leu, un euro, dar nu-i nimic, e bun acolo. Bun, domnul Barna, care și-a luat, că bineînțeles că la fonduri trage, unde naiba să tragi dacă tu cu asta te-ai ocupat. Nu că îl refacem noi, eu cu domnul Ghinea, cu USR-ul plus al lui, nu știu ce. Trebuie să căutăm declarația, că știu sigur declarația lui. Îl terminăm până la sfârșitul lui martie. La sfârșitul lui martie ne ducem la Comisia Europeană, îl mai discutăm cu specialiștii lor, bineînțeles că. Bine, măcar asta a fost o idee bună. Dom'le, măcar nu ne ducem cu el în... Mi-a dat vreo veste astăzi, ieri, e 1 aprilie, da? Bine, poate au crezut, hai astăzi, nu-i anunț că e 1 aprilie și iarăși noi cum am luat atâtea țepe cu planul ăsta de redresare și reziliență, au zis că 1 aprilie. Bun, îl aștept cu mare interes mâine să ne spună care este stadiul lui, că l-au tot prima lectură, a doua lectură, e nu știu ce, deci... Eu pot să prima lectură în română, a doua lectură în română, prima lectură în engleză, a doua lectură în engleză. Așa. Dacă vorbim și germană. Că dacă ei iar se duc pe ultima sută de metri, iar cu autostrăzi, măcar cu autostrăzi, cu spitale, cu nu știu ce, deci iar și creșterea pensiilor în planul. A, și astea sociale, dar care nu sunt, adică i-au zis oamenii, domnule, Green Deal. Deci atât au zis, atât a zis și Ursula și toți ei cu Green Deal-ul și cu schimbările climatice și că va urma criza mai gravă decât asta cu pandemia, cea schimbărilor climatice și că trebuie să prevenim. Nu, ăștia, luăm bani de la Uniune să dăm pensii, luăm bani să dăm ajutoare sociale, luăm. Deci nu sunt. Eu nu știu pe ce lume trăiesc, nu știu, dar chiar nu au consilieri, oameni totuși care să le spună, pentru că e treaba lor că sunt cum sunt, dar ideea este că ne trag pe noi, pe noi, pe tot poporul, ne trag în toată fantezia asta a lor, cu autostrăzile și cu ce mai au ei în cap. Și nu ajungem nicăieri, o să, Doamne ferește, dar o să vedem că iarăși toate țările vor primi bani, noi iar o să stăm pe la ușile Comisiei Europene, specialiștilor de acolo, să-i se facă milă cuiva, să ia ăla și să corecteze. Cum ai zis tu, ei n-au fost în stare să traducă un cuvânt, da? Un cuvânt, au umblat cu planul ăla, cum l-au tradus ei, atâta relansare. Timp, relansare, da? Și n-au fost în stare, dar unul ia... Nu știu, nu iau în serios, nu... Da, bine, uite, ai spus de Green Deal, Dacia Spring. Așa. Mie mi se pare genial, sunt mare fan, o să-mi cumpăr și eu. Ai dat 100 de euro? N-am dat, că n-am știut unde trebuie să... Când aud o platformă de înscrieri, mă duc în altă parte. Dar chiar o găseniță bună, un automobil... Bine, acum să se... Țină de cuvânt și guvernanții, că dacă nu acordă subvenția, nu o să fie chiar sub 10.000 de euro. Păi poate o acordă, dacă trecea, uite, în planul minunii subvenția, asta s-ar fi decontat, asta chiar s-ar fi decontat, că este cu electric, dar mi-a plăcut la nebunie sintagma aia, ne-am copiat de la copiatori, adică... Da, dar nu, la urma urmei scopul scuză mijloacele, poate ar trebui să învețe mai bine ai noștri, apropo și de vaccinul rusesc. Dar foarte puțină lume sau foarte puțini specialiști în sănătate sau în virusologie vorbesc sau dau mai multe detalii despre acest institut care a dezvoltat vaccinul, Gamaleya din Rusia, care e un fel de Pasteur al Estului. Da, revenim la altă discuție și nu... Deci Dacia Spring pare perfectă pentru București.
micuță, ieftină, vis-a-vis de alte produse similare și toată lumea dă în vală. Poți duce s-o seara și în apartament să o încarci. Da, se încarcă la priză, se încarcă oriunde. Păi e așa, brațe și... Mi se pare genial. Nu, genială e chestia asta, cum au reușit ei să strângă atâția bani și apetența românilor, uite, există, da? Deci asta trebuiau găsite metode prin care să stimulăm, că mai sunt, adică chiar mai sunt să transformi, sunt sate întregi care nu sunt și le poți transforma în surse generatoare de hrană bio, de, și adevărat bio, pentru că nici cu bio ăsta care există acum, care este o mare țeapă, deci cea mai mare țeapă. Mare parte, da. Da, sunt produsele etichetate bio ca fiind care nu sunt deloc, deloc bio, adică, na. Noi, asta cei este... care am mai prins produse bio odată, așa, da. La ouă, mie îmi place când scrie ou bio și când se sparge se vede foarte clar că nu are nicio legătură cu bio, da? Mă rog. Da, dacă le merge, adică pe mine mă... Eu la începutul pandemiei am fost în naivitatea și în spaima, că toți am fost spăimântași, așa. Chiar discutam cu... sau am și scris, cred că am și scris, ziceam, dom'le, eu nu cred că cineva va avea nu doar tupeul, ci sufletul să încerce să facă șmecherii pe seama suferinței oamenilor. Doamne, dar acum constatăm că numai șmecherii s-au făcut, numai tunuri s-au dat, numai îmbogățiri, numai... Ceva care să facă diferența nu s-a făcut. Exact, da. Și uite, o tragem tot așa și, apropo de planul ăla, că nu sunt industrii care mor, care degeaba spune domnul Câțu. Bine, eu pe domnul Câțu nici nu mai dau, nu că nu dau, nu mai pot să-l cred când vii tu și spui dimineața că minunată este scris pe Facebook, pentru că cum a scris pe Facebook și că nu se închid, că nu se aplică ordonanța aia cu închiderea în timpul weekendului, a scris pe Facebook, n-a publicat în Monitor oficial nimic, dar a scris pe Facebook, deci toată România trebuie să dea like sau urmărește la Facebook-ul lui Câțu să vadă care este starea. Și scrie el că, nici nu știu ce expresie a folosit, dar ceva ce minunată este economia, viața, păsările cântă, soarele strălucește și euro a sărit la 5 lei în ziua aia. Acum ne mai împiedicăm de detalii de asta. Adică cum să vii tu ca premier, fost ministru de finanțe, să prezinți totul? Sigur că nu trebuie să prezinți totul în negru, dar nici în rozul în care vine el, în care ne bine și îl și contrazice realitatea. Mie îmi place de domnul Câțu și exact de asta îmi place de domnul Câțu, că flutură luminița de la capătul tunelului. E pozitiv, are o atitudine optimistă. Știi cum e, poate e de la trenul care vine, știi? Am luminița. Da, o să fac un studiu pe tema asta. Am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumesc foarte mult, Cora, pentru prezență. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunteți doar Pastia. Nu uitați ce vă spun de fiecare dată la final de emisiune, că nimic nu e gratis pe lumea asta. Totul are un preț. Rămâneți pe Metropola TV. Urmează Sport Arena la zi de la ora 18.